putere, câtă forță a dat această ploaie și a revigorat totul pe pământ. Poți să-i dai un zoom așa că de Târgu Neamț, să le arătăm și celor de acasă, celor care sunt pe Facebook alături de noi. Uite ce frumos se văd codrii! Ceața care se ridică e păcat, e clar, e clar păcat. Avem o țară atât de frumoasă, păcat, păcat că nu știm să ne promovăm la adevărata ei valoare. Târgu Neamț, cetatea Neamțului, zimbrăria de la vânători, parcul natural și oamenii care sunt minunați și explozivi. Zicea bine Romulus Vulpescu că în fiecare zi ne batem joc de păsări, de iubire și de mare și nu băgăm de seamă că în loc rămâne un deșert de disperare. Cred că ne-ar prinde, Mihai, să lucrăm la Discovery. Iată, așadar, prieteni, continuăm incursiunea în lumea poeziei, intrând în această frumoasă cetate. Hai să zicem o balada a chiriașului grăbit. Ăsta nu poate intra de umbrelă. Sigur, doar să pot să închid această umbrelă. Trec anii. Trec săptămânile în goană. Săptămânile în goană. Îi dăm niște memo plus de ziua lui. Așa. Și zbor, săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană. Că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum, dar simt că mă apasă păreții. Eu sunt chiriaș trecător, în scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună, de acolo, de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Hai! Când luna îmi venea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj, moș, tractor și o pisică. Sică. Iar dincolo, jos la etaj, o damă cu vizite multe și alături de ea un burlac, un domn serios de la culte, cu cioc și cu ghete de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă, pe berzei la conul Mihai, țiu minte și acum grădina, ferestrele unse cu var, în față stacoana Irina și în spate un fost arhivar. Vedere sărind la oaltă, un colț luminos de atac, ferestre cu iedere înaltă și flori luminoase în cerdac. Atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de mirezme cerdacul și avea arhivarul o fată. O, stam ceasuri întregi sub umbraruri de flori așteptând neclintit, că avea obicei arhivarul să sfore noaptea cumplit. Străine, priveliși, fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unchi pe romană, ți-o minte, dar unde n-am stat? La domnul Manuc, o persoană cu nasul puțin coroiat. La doamna Mary, pe regală, oh, dar cum mă ruga să nu plec? Mi-a scris chiar o carte poștală, pe strada Unirii, la Șbec, pe Grand, lângă birtul lui Zbierea, pe Viting, pe Tei, la Confort, m-a dus pretutindeni puterea acelui aștainic resort, că așa mi-e viața, o goană, și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec! Închide-o acum puțin.